câteva considerente despre partidul. Am un meci greu pentru ambele echipe. În primul rând, cel mai important adversar și pentru ei și pentru noi, cred că a fost această temperatură infernală. Cred că mai mult pentru ei, săraci, pentru că au jucat la 3 zile și nu este ușor și nu sunt roboți să poți juca la 3 zile la o intensitate cu o calificare pe masă. Și un meci important în campionat, practic cu aceiași jucători și pe o căldură infernală. Asta am și mizat, dar și fortuit puțin de accidentările din lotul meu, în care am pierdut în această săptămână, am pierdut toți cei trei jucători winger pe... Mă refer la Târcoveanu, Cajé și cu Petar Petoschi. Am pierdut trei jucători, doi ieri, la ultimul antrenament, și unul după meciul de la voluntari. Mi-a fost greu, dar s-am și schimbat puțin sistemul. Ați văzut, am jucat bandă dreaptă, winger cu Brown. E un post inedit pentru el, dar sunt mulțumit și tot meritul este al jucătorilor. Au făcut un efort fantastic, chiar dacă ne-am lăsat dominați teritorial, pentru că știam sigur că nu pot ține nivelul cu noi 90 de minute, după care a doua zi de repriză, când practic n-aveam nimic de pierdut și am riscat, am schimbat sistemul 4-3-3, au venit acele două goluri, o acțiune colectivă la primul gol fantastică cu finalizare Ogenda, iar a doua cu o execuție incredibilă a lui Papa, ne-au dus cele 3 puncte. Îi felicit încă o dată, sunt mândru de ei, dar în același timp trebuie să fim foarte conștienți că suntem la început de drum, iar ca să putem spera la mai mult, trebuie să fim bine ancorați în realitate, pentru că sunt multe puncte puse în joc și sunt ferm convins că din iarnă echipele care nu au reușit să se echilibreze valorii și numeric, din iarnă sigur va fi al campionat. Și de asta încercăm să adunăm puncte pentru a avea acolo, exact ca anul trecut, când diferența s-a făcut la un punct, două, pentru noi. După trei etape sunteți pe locul 3 cu 7 puncte. Vă mulțumesc, locul s-a vrut mai mult. Nu, aș fi ipocrit să spun că mi-aș dori mai mult sau mai puțin. Normal, fiecare om își dorește mai mult, dar la țintar, când am căzut și am văzut, am jucat cu două echipe din primele trei. Ce poți să-ți dorești mai mult? Să nu pierzi cu una și să câștigi cu cealaltă. Vă dați seama că aș fi... Chiar mai mult decât vă să spun că nu mi-aș fi dorit sau nu mă gândeam la aceste puncte. Mă gândeam la un număr de puncte în care să ne dea posibilitatea să fim acolo undeva la acea limită de play-off, pentru că îți dă încredere. O poziție superioară, o poziție de play-off, chiar fiind și de la început, îți dă motivație, îți dă plăcere, îți dă tărie, îți dă putere de muncă. Dar nu mă gândeam niciodată că... făcut egal cu FCSB-ul și să bat Craiova. Chiar dacă ai prins Craiova în cea mai neagră săptămână din fotbalul românesc, te mulțumeai cu un punct? Aș fi, nu știu, lipsit de modestie să spun că nu. Pentru că până la urmă joc împotriva echipei care a câștigat două trofee acest an și normal că aș fi fost mulțumit și cu un rezultat de egalitate, bineînțeles. Dar n-am avut nimic de riscat, am riscat, am câștigat, repet încă o dată, posibil și pe lipsa lor de prospețime, pentru că nu este ușor să joci două meciuri în trei zile, și iar mai ales acesta la o căldură infernală de 40 de grade. Cum ai trăit cele 4 minute în care ați întors rezultatul? Eram calm, eram pe bancă, nici n-am apucat să ies. Practic, băieții au întors rezultatul foarte repede. Știți, e mai ușor să controlezi un joc când ești condus, pentru că nu mai e nimic de pierdut. Nu este un joc cu calificare, este un meci de campionat, că e bătaie cu 1-0 sau cu 3-0, tot 3 puncte pierzi. Nu ne batem noi cu Craiova, eu știu, în momentul acesta pentru o poziție de play-off. Iau drumul lor, noi avem drumul nostru. Noi știm contracandidatele noastre, dar orice punct, mai ales cu echipele de sus, din prima parte, așa zis, favorite la play-off, contează enorm. Bătălia noastră este cu celelalte echipe care speră și la fel ca și noi să îndeplinim obiectivul. Acolo este lupta adevărată pentru play-off. Dorim din tot sufletul, vă dați seama. Când n-ai nimic de pierdut, le-am spus și la pauză, întoarcem scorul, de la rezultatul să întoarcem, pentru că nu ai nimic de pierdut. Practic, venind și golurile repede, puțin e dezechilibrat.
Că dacă probabil trecea mai mult timp între primul gol și al doilea gol, probabil aceeași presiune care au pus-o după golul 2, probabil ar fi fost urmat imediat după primul gol al nostru, mă refer. Și atunci, venind repede, foarte, foarte repede aceste două goluri, e clar că ne-am intrat în joc, am reînviat, am avut ce apăra, am avut pentru ce alerga și atunci vă dați seama că datele probleme se schimbă puțin când ai pentru ce munci. Deveniți încet, încet nașii Craiovei. Nu. Până acum am plecat cu capul plecat și cu codița între picioare de aici. Am luat bătaie mereu. Nu, de ce să... N-am luat bătaie de câte ori am venit aici. Așa că, acum, astea două meciuri. Da, putem spune că acasă la Botoșani, până acum un an de zile sau doi ani, n-au câștigat niciodată. Puteam spune acasă, pe terenul nostru, dacă eram nașul lor. Dar așa nu, în deplasare n-am câștigat de foarte multe ori aici și nu aș putea să spun că suntem nașii lor, nu, nici pe departe. Au fost două meciuri, cel puțin cel de anul trecut, într-o situație a noastră favorabilă, pentru că nu aveam nimic de pierdut și a fost un meci superb, chiar dacă a fost într-o perioadă fără suporteri de pandemie. Iar acum, păcat că a fost diluat așa valoarea jocului și valoarea jucătorilor ambelor echipe de acest adversar pe care nu poate nimeni să-l conducă. Căldura 40 de grade este inumană. Nu ai fost primit cu atâta ostilitate cât ai fost primit în meciul dinainte? N-aș vrea să spun de ce, pentru că lumea vorbește multe vrute și nevrute. Ei tot timpul au spus că noi am avea ceva cu cei de la FCSB și că ne-am dat tot timpul la o parte. Și o prostie mare. Nici nu vreau să discut. Și după ce jucam cu ei, jucam cu Craiova. Luam bătaie de la FCSB, veneam aici și li se părea nu știu ce. Uitați că am făcut egal. Și i-au luat 4 de la Steaua. Ce ar fi trebuit să spunem noi acum că s-au dat ei la o parte, nu? Nu? Nu, noi nu jucăm pentru nimeni, noi jucăm pentru noi și doar atât. Nu ne interesează ce fac alte cam. Chiar dacă relația dintre patroni este una pur de business, pur de business. Am vândut la Craiova, au jucători aici, de ce nu se duc să întrebe? Băi, ofosule, băi, câmpenei, ai jucat cu Steaua, ai luat bătaie, ți-a spus cineva să te dai la o parte? De ce nu întreabă? E ușor să arunci mizerii, să arunci... E și normal, de la tribuna de acolo se pot arunca multe mizerii, ca direct. Mai important este să stai să judeci și să vezi, într-adevăr, probabil sunt obișnuiți sau nu știu. E treaba lor. Eu niciodată în viața mea n-am să mă dau la o parte pentru nimeni. Când se va întâmpla lucrul acesta, să știți că veți afla siguranță. Că cineva vine să-mi propună mie ceva. În rest, muncim, suntem zi de zi pe teren, zi de zi cu băieții, numai și numai pentru fotbal. Și eu vă mulțumesc.